În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulțimile veneau nu numai să-L vadă pe Iisus, ci și pe Lazar, pe care acesta îl înviase din morți. Iubiți credincioși, încet, încet ne apropiem de Marele Praznic al Învierii Domnului. Dar tot așa ne apropiem și de Marele Înțeles al Mulțimilor. Vă mărturisesc că de vreo săptămână mă frământă întrebarea. Nu cumva am început să semăn cu ceea ce m-a avertizat Părintele Arsenie și mi-a zis să mă feresc de gloate? Și toată săptămâna m-am tot gândit ce a vrut să spună Părintele și probabil că până la sfârșitul vieții nu o să aflu exact. Dar m-am luminat puțin și iată astăzi un prilej deosebit să vorbesc despre mulțimi. Mulțimi și gloate. Pentru că Părintele nu mi-a zis despre mulțimi, mi-a zis despre gloate. M-am gândit că e o diferență și probabil că îmi va ajuta Dumnezeu să o aflu și eu în fața dumneavoastră. Odată cu dumneavoastră. Se spune că odată un om nici prea bogat, nici prea sărac, dar suficient de înțelept, avea 3 fii. Și s-a gândit el așa, dacă împart averea mea la 3, s-ar putea ca unul dintre fiii mei să nu o merite, altul să merite și să nu-i dau cât aș vrea eu să-i dau. Și atunci s-a gândit la un lucru. Am să-l las toată averea unuia singur dintre ei, care se va dovedi mai înțelept decât ceilalți doi. Și le-a dat fiecăruia câte un ban, i-a chemat la el și le-a spus, până în seară, să cumpărați cu banul pe care l-ați primit, ceva cu care să umpleți casa. Cel mai mare s-a dus direct la târg și a cumpărat fân. L-a adus acasă, dar încă mai încăpea ceva. Mijlociul s-a dus la târg și a cumpărat fulgi. Aproape să o umple, dar uitase că mai au o cameră la intrare și n-au umplut casa. Al treilea a venit spre seară și într-adins a ajuns acasă când începuse să se întunece. Și a intrat în casă și a scos ce cumpărase. O lumânare și un chibrit. A aprins lumânarea și s-a umplut casa. Aceasta este diferența între a înmulți o piață cu autocarul și a înmulți și a umple o biserică cu harul lui Dumnezeu. Aici ne aflăm ca să luminăm. Să nu credem că ar mai încăpea altceva. Oricum, zidurile acestea nu ne arată decât niște locuri. Până când și până unde putem să înaintăm. Dar harul lui Dumnezeu străbate mai mult. Și să nu uităm că astăzi, în Ierusalim, lumea nu venea numai să-L vadă pe Iisus, ci venea să-I vadă efectele. Credeți cumva că greșim dacă noi considerăm că lumea a venit aici să vadă minunea învierii? Nu greșim. Eu sunt martorul multor învieri înaintea cărora Dumnezeu mi-a dat de a avea bucuria să constat că printr-un zâmbet am înviat câțiva oameni în viața aceasta. Printr-o îmbrățișare am înviat alții. Înseamnă că lumea care vine, vine să vadă și pe cel care a înviat. Eu însumi înviez odată cu fiecare spovedanie pe care o primesc. Eu însumi înviez după fiecare fiu duhovnicesc ce își încredințează în mine viața lui. Să nu credeți că îmi este așa de ușor
să dau verdicte sau să dau răspunsuri unor întrebări care nici măcar nu trebuie să fie adresate. Dar dacă îmi sunt adresate, trebuie să le dau răspuns. Am în fața mea oameni care să plece de la mine nu derutați. Trebuie să plece de la mine cu conștiința că dacă vor face așa cum le-am spus, vor ajunge bine. Și vor ajunge bine în măsura în care ei nu cârtesc. Putem să-i derutăm însă pe ceilalți. Și acum, ca să vă mai detenționez puțin vis-a-vis de derută, era un copilaș și vedea cum este dus într-un cortegiu funerarul mort. Și l-a întrebat pe tatăl său: tată, tată, unde îl duc pe mortul acesta? Și tatăl i-a zis: ei, fiule, îl duc într-un loc în care nu este nici mâncare, nici băutură, nici căldură, nici măcar o rogojină pe jos. Și a zis: tată, înseamnă că l-a dus la noi acasă? Iată cum putem să derutăm pe cineva. Trebuie să fim foarte atenți că lumea are nevoie de la noi de realități pe care să le spunem. Dar nu neapărat să le spunem în cuvinte, ci să le spunem dincolo de cuvinte. De ce ne-am adunat noi astăzi, în zi de sărbătoare, de flori, aici? Și de ce nu mai ținem cont că lângă noi este aglomerație sau nu putem să ne învârtim prea bine? Eu, să știți că am venit dimineață pe la 8 aici și deja erau câțiva care mă așteptau și în primul rând m-a izbit faptul că era foarte frig. Dar am zis: Doamne, bine că e frig. Nu, să știți că n-am luat o raznă. Știam cam ce urmează și cu siguranță că dacă ar fi fost cald, acum nu știu pe unde am fi scos cămașa. Totul este relativ. Și apropo de lucrul acesta, teoria relativității este explicată în fel și tip, dar se spune că Einstein a mers prin satul lui natal, după ce dezvoltase teoria, și a aflat din gura a doi vecini. Unul întreba pe celălalt: bă, mai știi pe... Și nu știu, bă, dar ce e cu ăsta? Și pe ei, cu teoria relativității. A, da, și dar ce e? Mă, nu știi așa ceva? Păi nu știu, uite, nu știu. Ce, uite, hai ca să spun. Imaginează-ți că la tine în brațe, în autobuz, vine o bătrână, zbârcită. Și săraca vine de la munca câmpului, nu s-a spălat, miroase îngrozitor. Stă la tine în brațe 3 minute. Și se pare că stă 3 ore. Dacă după ce se ridică ea, vine o domnișoară care miroase bine, e tânără și frumoasă, stă la tine în brațe o oră și se pare că a trecut un minut. Asta este relativitatea de care vă vorbeam. Acum suntem bucuroși numai și numai în măsura în care știm că timpul nu este cel pe care practic și real îl consumăm unul lângă altul, ci bucuria cu care ne aflăm unul lângă altul. Poate că sunt dintre noi cei care se uită în stânga, în dreapta, neobișnuiți așa cu atmosfera asta de înghesuială și pentru ei minutul înseamnă 3 ceasuri. Dar pentru noi ceilalți am vrea să stăm mai mult, dar nu se poate. Și tot vis-a-vis de timp, dacă se întâmplă cumva să nu ascultăm sfatul părintelui Arsenie care zicea: tată, atunci când ți-a sunat ceasul, ai sărit în pat, că altfel îi dai prilej diavolului să-și bată joc de tine. Și este ora 7. Și ațipești. Ațipești și peste 5 minute e 9 fără 20. La birou, plictiseală mare, ațipești la ora 1 și peste 3 ore e 1 și 5. Contează foarte mult unde petrecem timpul și mai ales cu ce gânduri petrecem. Dacă avem o bucurie de împărtășit cuiva, niciodată nu ne va ajunge timpul
ca să stăm de vorbă. Și pentru că suntem acum în această definire între gloată și mulțime, cu siguranță că mulțimea aceasta care ne-a adunat trebuie să ne lămurească un lucru. Totuși, eu am fost avertizat să mă feresc de gloată. Și toată săptămâna, așa cum am spus la început, m-am tot gândit și Părintele Asenie mi-a trimis niște răspunsuri. Mulțimea este aceea pe care o atragi. Gloata este cea pe care o aduci. Dacă v-aș fi luat obligatoriu și v-aș fi adus aici, ne transformam împreună în gloată. Acum nu vreau să merg mai departe în aplaudaci. Am rămas aici. Dar dacă împreună ne simțim bine și venim unii după alții, aceasta este o mulțime. Și este mulțimea aceea care a venit nu numai pentru Iisus, ci și pentru Lazar, pe care acesta îl înviase din morți. Nu trebuie acum să credem că lăsăm pe Iisus pe planul 2 și îl băgăm pe Lazar în față. Nu. Dar cu adevărat vă spun. Așa scrie Evanghelia după Ioan. Că nu numai pentru Iisus, ci și pentru Lazar. Și atunci, cine suntem noi? Păi, în primul rând suntem Lazar, cel a patra zi înviat din morți. Că știți care este diferența între cele trei învieri pe care Mântuitorul le-a săvârșit? În primul rând, a înviat-o pe fiica lui Iair, imediat după ce murise. Apoi, pe fiul văduvei din Nain, care era dus la groapă, înseamnă a treia zi. Și apoi pe Lazar, pe care l-a înviat după 4 zile. Sfinții părinți spun că învierea fiicei lui Iair înseamnă scăparea de un păcat pe care doar am început să-l săvârșim. Nu a intrat în obișnuința noastră și scăpăm de el și înviem repede. Învierea fiului văduvei din Nain înseamnă că deja începusem să cochetăm cu păcatul, îl mai spovedisem noi de 5-6 ori, mai luasem de la părintele așa în mod forțat, știți, dar l-am făcut, dar nu prea așa, dar și el l-a făcut așa, e o circumstanță și începem încet, încet să-l repetăm. Înviem în măsura în care scăpăm de el, dar învierea lui Lazar cel a patra zi, înviat din morți, ne învață despre păcatele care au intrat deja în obișnuință, zis în a doua natură. A doua natură înseamnă să începem să facem lucruri de care să nu ne dăm seama că le facem. Să facem lucruri pe care noi credem că sunt foarte bine făcute și să nu fie chiar așa. Copilul ăsta sărac vorbește, dar nu-și dă seama că noi aici putem să ne pierdem gândurile dacă suntem atenți la ceea ce vorbește. Dar cred că a înțeles și acum se uită frumos. Își va aduce aminte de mare, când va fi mare, despre episodul acesta. Întotdeauna am apreciat răbdarea cu care trebuie să ne uităm și la copii. Și chiar cineva, acum câteva zile, mă întreba cum să iasă dintr-o anumită situație. Și n-am putut să-i spun decât ceea ce simt eu. V-am mai spus și altădată, Părintele Asenie mi-a spus: tată, nu poți să dai un sfat despre un lucru pe care nu l-ai trăit tu. Vă aduceți aminte de colegul meu care, înainte de a fi eu socru mic, el nu fusese socru mic, urmea să fie socru mic peste vreo câțiva ani, îmi spunea mie, așa m-a bătut pe omăr, lasă, băie, că să treacă repede. Și atunci am zis, bă, dar a trecut el până asta și îmi spune mie și nu știu eu? Acum eu aș putea să-i spun lui. Și nu poți niciodată să dai sfaturi pe care tu nu le-ai trăit, despre lucruri pe care tu nu le-ai trăit. Și am zis așa, dar pentru mine este foarte simplu. Orice om care vine lângă mine și față de care trebuie eu să am neapărat o atitudine, imediat îl transport cu gândul la Dumnezeu. Dar nu e teorie, e practică. Și mă gândesc așa,
Dumnezeu ce-o face în locul meu, dacă ar fi Dumnezeu în locul meu? Și îmi vine următorul gând în cap. N-am văzut în viața mea până acum să se fi desfăcut pământul, să înghită pe cât un om să se așeze la loc. Pentru că de multe ori suntem lângă oameni care așteptăm să dispară într-un fel sau într-altul. Dar m-am gândit că dacă Dumnezeu n-a făcut așa, cu siguranță că n-ar face ceea ce gândesc eu, și încet, încet mă golesc de mine din gând și îl las pe Dumnezeu să se așeze acolo. Știți ce stare de pace vine? Începi să nu mai bagi în seamă tot ceea ce se urzește împotrivă. Și dacă este să mergem acum cu, știți, eu lucrez fiind și cadru didactic cu materialul clientului. Înainte de a începe cuvântarea, l-am chemat pe fratele, zic, hai mă să împărtășesc copiii. Știam ce mă așteaptă. El nu? Împărtășim la slujbă. Bine, da. Dar bine, pe spinarea mea am făcut-o. Probabil că trebuia să vă dau exemplul ăsta ca să știți. Fraților, dacă un duhovnic vă spune ceva, nu-i mai întoarceți vorba. Eu puteam să fiu și dur. Adică nu, mi se pare că puteam, dar nu puteam să fiu. Teoretic puteam să fiu dur, zic, băi, uite care-i treaba, eu așa am zis. Nu puteam să-i dau chiar argumentul ăsta pe care îl dau acum. De duminica viitoare s-a terminat. O să înțeleagă el. Când îi zic ceva, să fac așa. Este foarte important să ținem la principii, dar cel mai important este să ținem la iubire. Dacă îl iubești pe celălalt, cu siguranță că lucrurile se așează. Și revenind, te uite ce cum sunt fetele acum. Vot erat demonstrandum. Nu este nicioși, așadar, astăzi, într-o zi de mulțimi, trebuie să ne aducem aminte totuși de ce s-au adunat oamenii. Pentru că venea Iisus în cetatea Ierusalimului. Poate vă întreabă cineva acum pe stradă ce sărbătoare a fost astăzi în Ierusalim. Dacă vă aduceți aminte și de această denumire, vă salvează jumătate. Dar mai e ceva. Intrarea în Ierusalim s-a făcut și că pe mânzul Asinei. Știți de ce? Pentru că intrarea într-o cetate a unui împărat se făcea odată cu programul de guvernare, cum e acum. Adică, dacă intra călare în forță cu un cal înzăuat, însemna, tată, impozite că mergem la război. Va fi o domnie expansivă. Tăiem salarii, ați încurcat. Dacă venea pe un cal blând și fără zale, era dovada faptului că începea o etapă culturală. Să ne ocupăm și de citit, să ne ocupăm și de grădinițe și de școli, un program liniștit, poate mai mărim și salarii, un alt. Dar Mântuitorul a mers chiar și mai jos, pe Asin și pe mânzul Asinei. Însemna că intră în cetate blândețea. Intră posibilitatea aceea de a conduce, cum am zis, cântând din fluier în față și turma să rămână în spate. Acestea sunt câteva dintre simbolisticile zilei de astăzi. Dar o să primiți la sfârșit niște flori și niște crenguțe de salcie. Și o să vă spună reporterul și să vă întrebe, ce e cu acestea? Trebuie să știți ce să răspundeți. Așa a fost întâmpinat și Mântuitorul. Și dacă reporterul respectiv este nu numai cârcotaș, dar își știe și meseria, zice, păi aici scrie strâmpăr de finic. Da, să fie rai acolo. De unde să am eu finic aici? Eu când am plecat la Buzău în 83, prima dată când am mâncat sarmale la cantină, am simțit eu că se vede într-un fel, dar nu avea gust de felul acela. Am crezut că sunt sarmale în foi de viță. Că la noi se împărțea în două. Ori de viță, ori de varză. Se vede cu ochiul liber, care nu trebuie să fii master chef ca să știi care e una și care e alta. Eu când am văzut așa că e verde, am zis, înseamnă că nu e varză. Deci, este vorba de foi de viță. Dar îl gust n-avea.
Am mai luat-o ce am mai luat? Vă zic. Voi fi nimerit eu altfel. I-am întrebat cu colegii. Zic, dar de ce sunt? Frunze de tei. Vă zic, da, cum? Da. De ce n-ați făcut cu viță? Și de unde viță, tată? Ce, tu vii de la Murfat la? Acolo sunt vii. Aici ce vrei să facem? Dăm frunze de prun, că nu-i bențuică aici. Și la nuntă bențuică. Și atunci mi-am dat seama că fiecare zonă din lumea aceasta își adaptează la ceea ce are. Noi, de exemplu, aici, unde am venit și din alte părți, am luat act de ce se întâmplă. Dacă eram în Ierusalim, cu siguranță că vedeam stâlpări de finic și era tot în regulă. Dar aici, Salcia este finicul nostru. Dacă întreabă cineva, zice, păi de ce scrie la voi în Evanghelie că Zacheu s-a suit într-un dud ca să-l vadă pe Mântuitorul? Când în textul clar, masoretic și în textul ebraic, în Septuagint, în Vulgata, este vorba de sicomor, păi e foarte simplu. La noi traducerea din cărților s-a făcut în 1700 în timpul lui Varlaam și imaginați-vă ce ar fi spus în românește, zice, s-a suit Zacheu într-un sicomor. Și săracile mamai zice, băi, ne-a lămurit clar. S-a suit în autobuz, maică, ce s-au suit? Adică trebuie să fim oamenii momentului și oamenii zonei. De asta dudul lui Zacheu e sicomorul ei acolo. Dar la noi e dud. Când mi-a adus cineva din Ierusalim o frunză și scria așa mare, că știți, ei știu să-și ambaleze totul frumos, așa. Era o frunză. O, oh, zic, asta de unde? De la Zacheu. O, oh, câtă dudu au ăștia. În sensul că era de sicomor, adevărat, și chiar din dudul lui Zacheu, care încă mai are acolo niște lăstari. Și se spune, de fapt, că toată viața, după ce s-a întâlnit cu Mântuitorul, Zacheu a avut o singură grijă, să ude în fiecare zi dudul acela, pe care l-a ținut în evlavia lui ca pe cel mai sfânt dar, că de acolo l-a văzut pe Domnul și s-a schimbat viața. Dudul acela, să știți că este în ograda fiecăruia, în copilăria fiecăruia. Dudul acela, dacă vreți să mă înțelegeți, pentru mine este cu o rădăcină în mormântul lui Nenea, Părintele Gheorghe, care este aici. Și am venit astăzi să ud și eu dudul cu o lacrimă. Îmi pare rău dacă v-aș lua după mine așa orbește, dar cred că nu v-aș lua orbește, că nu m-a obligat nimeni să veniți aici. Și nici n-am văzut prin parcare vreun autocar ca să vă aducă. Este important să știm când să udăm dudul din copilăria noastră. Dudul teologiei mele este aici. Și dacă ați venit aici, n-ați venit numai ca să vă uitați la mine, ci ca să vă uitați împreună cu mine la lazării pe care Hristos i-a înviat prin mâna mea a păcătosului, prin dezlegarea pe care am dat-o de păcate celor care au avut nevoie de aceasta. Pentru că a învia din morți, să nu credeți că înseamnă neapărat a intra dintr-o stare într-alta, dintr-o stare de încheierea unei vieți și începutul alteia. Și înviere este, de fapt, o evoluție. Și chiar frumos citeam, scris de cineva, într-o anumită conjunctură, dar este important mesajul. Raiul înseamnă evoluție. Iadul înseamnă o alegere, o opțiune. De ce să nu alegem noi? Să mergem înainte. A merge înainte, să știți că nu înseamnă să alegem. A merge înainte înseamnă a merge înainte și atât. Dacă avem opțiuni, s-ar putea să nu ajungem înainte. Dar dacă urmăm evoluției, cu siguranță că ajungem în rai. Adică, un copil, atunci când
își mișcă picioarele dezordonat, că nu știe ce să facă cu ele, dar abia atunci când este mai măricel, învață că evoluție înseamnă să meargă biped, adică în două picioare. Atunci când nu știe ce să facă cu mâna stângă și mâna dreaptă, când mama îi dă cu lingurița și ea deschide gurița, nu va afla decât după ce evoluează că poate să-și folosească mâinile să mănânce la început, apoi să scrie. Asta înseamnă să evolueze. Nu înseamnă să aleagă ea, mititica, dacă cu mâna va scrie sau va mânca. Nu, trebuie să meargă spre evoluție. Așa trebuie să facem și noi. Dacă am învățat la școală, am învățat ca să evoluăm. Am învățat ca să mergem mai departe. Nu am învățat ca să știm cum să păcălim șeful sau cum să găsim cărările mai scurte. Nu. Asta înseamnă opțiune. Care v-am zis unde ajunge. Dacă învățăm evolutiv și învățăm ca să mergem mai departe și să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, cu siguranță că vom ajunge rai. V-am mai spus și altă dată că până acum vreo 30 de ani, definiția în manualele de teologie a minunii era așa foarte, foarte strictă. Minunea este anularea firescului. Să te dea exemplu. Mersul pe mare și așa mai departe. Acum ne-am trezit de la Părintele Stăniloae încolo, ne-am mai mângâiat puțin și a zis nu, minunea este împlinirea firescului. Pentru că omul e făcut să meargă și pe mare, și pe uscat, și prin aer, și pe sub apă. Omul este făcut nu să se sperie de animale, dar nici animalele se sperie de el. Este făcut să se înțeleagă cu animalele. În momentul în care veți vedea că cineva mângâie un leu fioros, să nu credeți că este minune, este împlinirea firescului din om. Animalul trebuie să-și recunoască în om pe cel care i-a dat nume. Asta înseamnă mulțime. Asta înseamnă să ne adunăm, să învățăm unii de la alții. Și o să spuneți, bine, bine, dar maca stai cu 2-3 metri pătrați în jur liberi, noi stăm înghesuiți. Maca vorbești, noi ascultăm. Nu e chiar așa. Și pe mine mă împresoară la fel mulțimile ca și pe dumneavoastră. Și eu ascult foarte multă vreme și vorbește altul. Important este să învățăm unii de la alții. Să învățăm și din vorbă și din tăcere. Pentru că astăzi Mântuitorul, care a învățat mulțimile, astăzi tace. Merge pe mânzul asinei și numai gestul că s-a urcat pe asin, ci nu pe un cal nărăvaș, deja vorbește de la sine mulțimilor. Mulțimilor nu trebuie să li se vorbească explicit, ci implicit. Astăzi mi-ar fi fost suficient să ies în fața dumneavoastră, să vă zâmbesc și să vă privesc în același timp. Dar m-am gândit că poate mai sunt și alții care mă ascultă și sunt departe și trebuie să le ofer un cuvânt și pentru ei. Dar voi ajunge, până la urmă, să transmit și prin tăcere. Pentru că astăzi Hristos ne cheamă să ne bucurăm tăcând. Asta este cea mai importantă sărbătoare pe care trebuie să o înțelegem măcar astăzi. Astăzi trebuie să lăsăm copilul din noi să strige Osana fiului David. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Fiecare dintre noi, v-am mai spus și altă dată, are un copil care plânge. Plânge că nu ne-am ținut de cuvânt atunci când i-am promis una sau alta. Plânge că trebuia să facem ceva și am uitat. Și acum noi, de praznicul acesta mare, să ne aplecăm puțin urechea asupra copilului din noi. Să ne aducem aminte, măcar până în seară, de un lucru, nu două, un lucru pe care l-am promis copilului din noi și nu l-am făcut. Și va fi suficient ca să putem să strigăm odată cu pruncii. Osana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine
pentru numele Domnului. Și ne va răspunde copilul din noi că așa începe să înțeleagă că nu e singur. Copil ca el este și Hristos, care astăzi este întâmpinat de mulțimi și care răspunde mulțimilor tăcând. Așa să ne ajute Dumnezeu.